La mine, Danaizene, dați-aș aur și argint să nu mă bagi în mormânt. Omul nu a fost niciodată singur și nici nu va fi. În orice condiții, el și-a pus în aplicare năzuințele, a făcut din lume o scenă, din semen spectatori, iar din el un actor. Locuitorii țării Maramureșului ar fi avut o altă soartă dacă, de-a lungul timpului, nu-și programau viața în câteva spectacole esențiale. Nașterea, căsătoria, ultimul dintre ele, cu o intensitate și valențe uriașe, fiind cel care se joacă pe moarte. Ceremonialul înmormântării nu ar avea sens, ar fi lipsit de importanță, dacă maramureșanul nu i-ar fi găsit esența, cântatul mortului. În Maramureș se folosește mai rar noțiunea de boce. Acestui gen de creație îi se spune aici cântare la mort, se cântă mortul și se practică și astăzi. Ca realitate psihosocială, cântatul la mort a apărut din timpuri străvechi ca un act obligatoriu și de bună cuvință, atât față de mort, cât și față de colectivitate. De nu-l cânți pe mort, spun maramureșenii, înseamnă că nu-ți pare rău de el și lumea te râde. De aceea, familia care nu-și cântă mortul este vorbită multă vreme în sat, fiind considerată nerecunoscătoare și lipsită de respect. În țara Maramureșului, bărbații nu bocesc, numai femeile. Se cântă, cum spun oamenii locului, respectiv, bocesc mortul. Bocetele nu se învață, ele sunt creații spontane, improvizate, cântate numai de femeile apropiate celui decedat, mamă, soție, surori, vecine și prietene. Din ziua în care un membru al comunității maramureșene a trecut în neființă, la biserică se trag clopotele dimineața, la prânz și seara, timp de 3 zile. Este perioada în care femeile apropiate celui decedat îl cântă singure sau în grup, fiecare cu cântecul ei, ce diferă ca melodie și conținut și gesticulație, în funcție de gradul de rudenie cu mortul și de momentele ceremonialului înmormântării. Se cântă viața pe care decedatul a dus-o, relațiile care erau între ei și modul în care moartea l-a răpit dintre cei dragi. În credința maramureșenilor, simpla apariție în gând sau în alte împrejurări a melodiilor funebre
prevestește moartea altcuiva. Se cântă doar la vestirea clopotelor de la biserică, din momentul morții și până la întoarcerea de la temeteu, cum numesc oamenii cimitirul satului. Da să ai pe drum de mâncat, da să ai pe drum de mâncat. Gesticulația din timpul cântatului este concretizarea dorinței de descătușare a durerii, de purificare a celor care l-au cunoscut pe cel decedat, dar mai ales pentru a ajuta sufletul mortului să se desprindă de lumea celor vii și să se integreze celeilalte lumi, lumea moșilor și strămoșilor săi. Să-mi pune și bani de argint, eu-i să-mi pune și bani de argint. O femeie din neam face lumina trupului, o lumânare de lungimea mortului care se aprinde numai în timp ce bat clopotele și se face prohodul. În credința maramureșenilor, lumina trupului îi va arde toate păcatele celui plecat dintre cei vii, iar crucea din lemn și icoana vor alunga duhurile rele pentru ca sufletul lui să nu ajungă în mâinile necuratului. Lumina trupului se încolăcește sub forma unei spirale, cu un capăt întors în sus pentru a putea fi aprins, și se așează împreună cu o icoană și o cruce din lemn pe pieptul mortului. Deși conțin formule de adresare directă, mă Ilie, Ilie, te-aș ruga, care presupun un dialog între cei vii și cel mort, aceste cântece sunt totuși niște monologuri prin care celui decedat îi se dau sfaturi cum să intre în lumea celor drepți și chiar este rugat să ducă vești de acasă la întâlnirea cu morții din neam. Maramureșenii cred și astăzi într-o viață de dincolo de moarte. De aceea își pregătesc morții așa cum cere datina pentru marea călătorie spre tărâmul celor drepți. Cei plecați dintre vii vor avea de străbătut un drum lung și obositor, vor răbda de sete, de foame, de frig și de căldură. Pentru a se înfățișa curat în fața lui Dumnezeu, cel decedat este spălat cu apă călduță, îmbrăcat cu cele mai frumoase haine, iar bărbaților, indiferent de anotimp, li se pune cujmă pe cap. Trupul mortului este așezat apoi pe o laiță, o masă lungă din lemn, până în ajunul înmormântării. La capul celui decedat va arde tot timpul o lumânare de ceară numită Lumina Sufletului, care îi va servi drept călăuză spre cealaltă lume, luminându-i drumul până ce va ajunge la locul de odihnă. În unele sate, în mâna răposatului se mai pun un colac pentru a avea ce mânca pe drum, câțiva bănuți și chiar o bâtă de lemn, toate pentru a găsi mai repede drumul cel bun și pentru a plăti cele 9 sau 99 de vămi. Care este numărul real al vămilor, nimeni nu poate ști. Ne ducem să facem mâncări la prăvot cu murit dietul Iuna Iliei Năstuță. Ce facem? Colace? Și ce mai facem? Colaș, plăcintă de mălai, facem un cuptior, fasole cu zeamă, cum s-a făcut de mult. La ceremonialul înmormântării s-au statornicit în timp și rânduieli pentru anumiți membri ai comunității sătești. A doua zi după deces, neamurile, vecinii și prietenii celui plecat dintre cei vii aduc fiecare în cantități diferite ulei, făină, varză acră pentru sarmale, curechi, zahăr, ouă și alte produse pentru pregătirea mesei de pomană.
În credințele și practicile maramureșene legate de moarte, sufletul celui decedat rămâne 3 zile pe pământ, în apropierea trupului, chiar deasupra ușii. De aici veghează ca rudele să-i pregătească cele de trebuință pentru mântuirea sa și pentru călătoria în lumea de dincolo. Un rol important în lumea satului maramureșan îl joacă socăcița, bucătăreasa șefă, care supraveghează gătitul mâncărurilor, băuturile pentru cei care vin la priveghi, coacerea colacilor rituali, dar mai ales a pâinii de mălai, nelipsită de pe masa mortului. Atâta, ca să fie mai gruș. Pâinea de mălai se frământă din făină de grâu amestecată cu mălai, la care se adaugă sămăchișe, iaurtul pe care maramureșenii îl prepară în casă. Priveghiul începe odată cu lăsarea întunericului. La casa mortului vin fără a fi chemați feciori și bărbați pentru a nu-l lăsa singur pe cel decedat. Sunt larg răspândite credința și teama că în întunericul nopții se pornește prin lume supranaturalul malefic. Se crede că mortul scăpat de sub supraveghere ajunge în slujba necuratului și se răzbună pe urmași. Mai bine că m-ai întrebat, am scăpat din vedere, să vă spun că noi am fost în jur de 40, un cotijent foarte mare, și ne-am cam rărit că nu știu dacă am mai rămas vreo 4 sau 5. La priveghi se dă până amintiri din trecutul mortului, se glumește și în vechime se practicau chiar jocuri distractive pentru a marca în cadrul ceremonialului de trecere momentul desprinderii de cel mort. Se precepe tare bine îmbla cu cai. Eu am făcut cu el în priveghi, am jucat mult bâza, dar trebuia să-l găcești când ce-o pocnit. El de felul lui a fost tare băjucuros. Nu te urei fești cu el. Întotdeauna, în câte lucruri, am fost și eu multe lucruri cu el. Dar nu te-ai putut urâi, că așa era felul lui. El a fost mai tânăr, mă. E drept, mai tânăr, nu? Asta e adevărul. Până ești tânăr, scapă orice să faci. Asta e viața omului. Așa sunt eu. Ce să faci? Moartea nu se uită în buletin că ești tânăr ori bătrân. Și moartea... Ce curățește. Moartea le unul găsa. Nu, da. Nu se târguia. Nu, nu. Ori tinerul bătrân. E obraznică de tăi moartea. Nu știu de să mori. De fapt, m-a dat, ai zis că să mă duc după el, să mă duc, că-i tare bun, e tare bun, nu? În unele sate din țara Maramureșului, la toți morții, indiferent de vârstă și de starea socială, sunt chemați trâmbițași, iar în altele, ei participă doar la înmormântările păcurarilor sau a celor tineri, trâmbițele sublinind jalea mare care este în familia celui decedat. Să-ți facă dezlegare.
pe sus. Preotul sosește la casa celui decedat, citește Evanghelia și stropește cu apă sfințită în semnul crucii, atât pe veghetori, cât și încăperile casei, curtea, grajdul și fântâna. Pe măsură ce se apropie momentul în care drumețul își va începe marea călătorie, intensitatea emoțională a celor care veghează crește. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-l ierte și să-l Dumnezeu să-l ierte. Binecuvintează, Doamne, și sfințește animalele robilor, și cu apă și cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Binecuvintează, Doamne, fântâna a robilor tăi, prin stropire cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În cea de-a treia zi după moarte, cam pe la amiază, dangătele clopotului și glasul tânguitor al trâmbițelor cheamă satul la înmormântare. Maramureșenii consideră că doar morții vii, nenaturali, adică strigoii, își găsesc drumul înapoi spre casă. De aceea, cel decedat este scos din casă cu picioarele înainte, invers de cum a ieșit la naștere, pentru a nu mai afla drumul de întoarcere, iar ușa se închide imediat. Ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Ilie și pentru casei să ierte lui tot păcatul cel de voie și fără de voie. În fața casei, unde preotul oficiază prohodul și ia iertăciunile, adică cere iertare în numele decedatului de la toate rudele, vecinii și prietenii, sicriul este așezat pe două scaune, unul ceva mai înalt, pentru a sta înclinat spre răsărit și cu picioarele înainte. Numai așa, spun oamenii locului, cel decedat se va putea ridica în picioare la judecata de apoi, altfel ar ajunge în fața Domnului în cap. După iertăciuni, diacul cântă Versul, un poem în versuri creat chiar de el, referitor la viața, faptele bune și suferințele celui decedat. Versul funebru din ritualul înmormântării în țara Maramureșului
este un bocet nou, rezultat din introducerea de către biserică a unor elemente religioase în bocetul tradițional, o îmbinare a graiului local cu forme din limba cărților religioase. Până la temeteu, adică până la cimitir, are loc o ultimă vedere a satului. Cortegiul funerar parcurge cele mai importante ulițe și se oprește de cel puțin 3 ori. La înmormântarea tinerilor, mai ales a celor necăsătoriți, glasul tânguit al femeilor, sunetul jalnic al trâmbițelor și strigătul de durere al ceterei, ce îl însoțește pe maramureșan de la naștere până la moarte, se îmbină în momente de jale maximă. Ultima oprire, cimitirul, o stație pământeană terminus, de unde oamenii pleacă, dar nimeni nu se mai întoarce. De aici începe un drum spre o singură direcție. La mine, să n-ai de mine, dați-aș aur și argint, să nu mă bagi în mormânt. Mortul a plecat pe vecie, dar călătoria lui abia a început și ea nu se va desfășura, așa cum cere datina, fără participarea celor vii. Astfel că toți participanții la ceremonialul înmormântării se întorc la casa familiei îndurerate, unde vor lua parte la masa mortului, cinstindu-i astfel sufletul. Să vă siede bine și de sufletul Iulie. Mulțeași Iulie. Și aș tot că-i mâncare. Mâncați tot că nu-i început nehanuștile. Mâncați tot. Se spune din bătrâni că nu trebuie să existe înmormântare fără pâine. De aceea, nimeni nu părăsește ospățul funerar fără un colac ritual și o lumină. Dumnezeu primească!